Mihai Eminescu și Ion Luca Caragiale s-au cunoscut pe vremea când poetul a fost cooptat în trupa de teatru a lui Costache Caragiale, unchiul lui Ion Luca. Cei doi au legat o frumoasă prietenie și se spune că vreme de un an au fost nedespărțiți. Caragiale îl admira pe Eminescu și spunea despre el că era nefiresc de frumos, prea frumos să fie adevărat. La rândul lui, Eminescu îl considera pe Caragiale un adevărat dandy, îmbrăcat bine, elegant, cu multe cunoștințe despre literatură, dar și un mare iubitor de teatru. După ce Eminescu a plecat la studii la Viena, drumurile celor doi amici s-au despărțit. S-au regăsit însă câțiva ani mai târziu, după ce Eminescu a revenit în țară și au ajuns colegi în redacția ziarului Timpul din București. Eminescu a fost cel care a pledat pentru angajarea lui Caragiale la Timpul. El spunea că nu există în București un om mai capabil în ale gazetăriei și artei ca Ile Caragiale. Ar fi spus poetul despre prietenul său, după cum notează Lucian Predescu, autorii cărții Tragicul destin al unui scriitor. Cei doi au revoluționat redacția ziarului Timpul, schimbând modalitatea de lucru, mânați de pasiunea pentru meșteșugul cuvintelor. La 15 martie 1876 în București apărea ziarul Timpul, organul de presă al Partidului Conservator, la care au lucrat Mihai Eminescu, Ioan Slavici și Ile Caragiale. Editat de conservatori în perioada guvernărilor, Timpul avea să devină, după câteva luni de la apariție, odată cu venirea liberalilor la putere, ziar de opoziție. Încă din primul an de apariție, la conducerea ziarului a fost Titu Maiorescu, care l-a angajat în 1876 pe Ioan Slavici pentru a se ocupa de politica externă și de literatură. Un an mai târziu, Slavici a solicitat angajarea lui Mihai Eminescu, care devenea redactor la Timpul, iar mai târziu, în 1878, li se alătura ca redactor la insistențele lui Eminescu și Ile Caragiale. Acest trio, Eminescu-Slavici-Caragiale, avea să devină cel mai de temut grup critic din presa de atunci. În 1879, în urma presiunilor exercitate asupra celor trei scriitori, Caragiale a părăsit redacția, urmat câteva luni mai târziu de Slavici, Eminescu ajungând să scrie aproape în întregime ziarul. Printre rubricile ziarului se numărau știri telegrafice din ziarele străine, știri telegrafice ale Timpului, furnizate de agenția Hafpariția AS, Cronica Internă, Din afară, Revista ziarelor, Ultimele știri, Partea literară și Foiletonul Timpului. Odată cu venirea lui Eminescu, partea literară s-a îmbogățit, iar orientarea ziarului s-a modificat prin protestul declarat împotriva compromisurilor în relațiile cu cele două puteri vecine, Rusia și Turcia, și prin critica obiectivă a stării de lucruri din țară, ajungând să determine nemulțumirea conducerii conservatoare. El a lucrat aici aproape 7 ani, activitatea sa jurnalistică încheiindu-se din cauza izbucnirii bolii în 1883. A publicat multe din creațiile sale literare și peste 300 de intervenții, concretizate în articole asupra tuturor chestiunilor referitoare la viața contemporană, inclusiv la independență și suveranitatea națională. Din această perioadă datează și marile sale creații publicate atunci, Scrisorile, Luceafărul, Doina și așa mai departe. Slavici a colaborat la Timpul cu proză, recenzii și note, nuvele, iar Caragiale cu articole de fond, reportaje parlamentare, note, cronici teatrale, literare, parodii sau traduceri. Pentru că erau firi diferite, între cei doi amici se iscau conflicte care duceau la supărări ce țineau zile în șir. Romanticul și visătorul Eminescu era deranjat de ironiile și de sarcasmul amicului său Iancu. Conflictele se iscau de cele mai multe ori pe marginea părerilor contradictorii. Caragiale îl considera pe admiratul cant al lui Eminescu un moftangiu, iar poetul era deranjat de afirmațiile amicului său. Zilele lungi de lucru în redacție se încheiau seara în oraș, la o carafă de vin, la Capșa. În discuțiile lor, cei doi prieteni atingeau subiecte vaste, de la artă, la filozofie, de la literatură, până chiar și la femei. Așa se pare că a aflat Caragiale despre marea lui iubire, Veronica Micle. Caragiale a părăsit redacția ziarului Timpul în 1878 și a ajuns la Junimea de la Iași, condusă de Titu Maiorescu atunci. A ajuns la Iași, o cunoaște pe iubita lui Eminescu, Veronica Micle, și între cei doi se înfiripă o relație amoroasă ascunsă.
Eminescu, rămas redactor la ziarul Timpul, ajunge mai rar la Iași și relația cu Veronica se derula mai mult prin intermediul scrisorilor de amor. Dramaturgul a fost cel care i-a mărturisit infidelitatea lui Titu Maiorescu, atunci când acesta l-a informat că Eminescu are gânduri de însurătoare cu Veronica. Caragiale află de intențiile poetului și, cuprins prima dată de remușcare, se prezintă la Maiorescu și îi vorbește deschis asupra acestor intenții ale poetului. El îi împărtășește teama că Eminescu e în stare să comită faptul și că ar trebui împiedicat de la aceasta, deoarece Veronica avea mulți prieteni intimi, printre care și el, Caragiale. Eminescu a aflat în final de aventura bunului său prieten cu iubita Veronica chiar de la Maiorescu. Iar când s-a dus să-i spună criticului că are gânduri de însurătoare, acesta i-ar fi dezvăluit infidelitatea iubitei. Eminescule, iartă-mă, te rog, de sfâșierea pe care ți-o și pricinuiesc, dar aceea pe care ți-ai ales-o drept tovarășe de viață nu merită această cinste. Înainte de dumneata a fost prietena altora, a fost chiar și cu Caragiale, mi-a mărturisit-o chiar el. După aflarea infidelității, Eminescu îl amenință pe Caragiale cu duelul, însă cei doi nu ajung la confruntare fizică. Poetul și-a iertat iubita infidelă, dar nu și prietenul trădător. Pe domnul în chestiune l-a îmbruscat în societate, dar a tăcut furmușel ca un om de nimic ce este. Am consultat pe un om cunoscător de afaceri ce trebuie să fac pentru a cere scrisorile tale. E un om care nu poate fi altfel, îi scria Eminescu Veronicăi după reluarea relației, preocupat de detaliile intime ale relației infidele pe care le-ar fi putut dezvălui Caragiale. În final, Caragiale și-a cerut transferul ca revizor școlar la Argeș și n-a mai călcat prin preajma Veronicăi. Când Eminescu a fost lovit de boală și a dat primele semne de nebunie în 1883, reacția fostului său amic a fost să izbucnească în lacrimi la aflarea veștii. Scena în care Caragiale a aflat despre primul acces de nebunie al prietenului său din tinerețe a fost redată de Titu Maiorescu în jurnal. Duminică 26 iulie 1883. Înnebunește Eminescu. A binecuvântat cu ochii ațintiți în zid pe doamna Maiorescu și pe doamna Livia, l-a strâns în brațe pe domnul Maiorescu tremurând din toată firea. Veni apoi Caragiale la dejun la noi, aflând despre Eminescu și început să plângă. Cei doi s-au revăzut câțiva ani mai târziu. Amintirile din vremea prieteniei de la timp au fost mai puternice decât cele din perioada trădării, mintea tulburată de boala lui Eminescu uitând episodul infidelității.